una lungă așa. Bună ziua, ne aflăm pe data de 2 noiembrie la barajul Gulești. Prietenul meu, domnul Teo, aici pescuiește la oblete cu muscă artificială. Ce vrei să te filmezi așa, Leo? Ia să vedeți. Nu mai, n-a suportat rocul, lasă-l în pace. Da. Avem obleții care cred că este în jur de ora 16. Vedeți cerculețe pe apă? Sunt obleții la vânătoare. Ia uitați. Acum ziua s-a mai scurtat, să vedem și un apus de soare. Mai avem băieți aici care pescuiesc. Să facem câteva lansărești la obletele nostru. Așteaptă niște musculițe. Frumoasă treabă. Ia că am făcut ieri și nu se vedea nici buldo. Nu vedeam eu, bătea soarele tare. Ia de. Da, nu vedeți ce frumos s-a liniștit vântul. Ia să vedem. Să vedem unde e linia. Dar se repede la muscă? Ia. Wow, ce se repede. Ia să vedem. Tragem constant așa. Ia. Opa. Am avut multe atacuri. E bine că nu mă vede cameraman aici. Încă o dată. Să vedem. Cine aduce musca nouă acum. E puțin în onoarea, dar nu-i problemă. Joacă bine peștele. Trase liniar. Ia că am avut un atac puternic. N-ai mă treabă, o ia de-n prima. O ia de-n prima, băiat. Ia uite. Vedeți ce frumos? Astea e obletele de Golești, cam 14-15 cm. La musculița verde. Pe 2 noiembrie. Salută pe băieți! Așa. Ia să vedem frații lui ce fac aici. Ia uite ce joacă. Pe 2 decembrie ce mai faci? Pe 2 decembrie? Tu ăla muscă îi dăm. Pe 9, nu pe 2. A, pe 9? Pe 9 decembrie am prins la Popești ultimul clan și ultimul oblet. Ultimul? De ce? N-ați mai prins și în ianuarie? Ultimul pe anul trecut. Ia să vezi că am lansat și noi, să tragem și noi musculițele pe apă. Vă și filmați între timp, nu? Nu pot, decât filmez ce fac aici numai. Lipsește cameramanul, ții-o locul aici, da. Curios la ăștia de ce ne mai fac aventuri. Ia uite ce atac am avut. Către mal, așa. Și cum și noi... Tu ai restricții la scule de pescuit? Numai la țaparină ai să pescuiști? La țaparină și la pipăit. Și la wobbler. De ce? A, ca să nu mai dau la viermișor sau ceva? Nu, dacă tot faci o meserie. O meserie că nu, da. Da, păi nu. Fac două dată, nu vedeți? Și cameraman și... Înțelegeți? Pe criza asta nu-ți mai convine să mai iei cameraman. Dacă vin sponsorii, luăm și cameraman. Treaba e să arătăm peștele aici, să... De vadă om că mișcă peștele, uite la muscă. Uite, vede? Asta e peștele după 2 noiembrie. Dar mai rar așa, vă zic eu că... Cu pește ăștia. Să joace ei așa frumos. Păi asta e plăcerea până la urmă. Asta e plăcerea. Te joci tu musculița când atacă el, când mai dă el cu un rateu. Vede când dă ea din aripi, așa.
Nu la toată lumea, dar uite ce atacuri sunt acolo la buldo. Uite acolo așa. Ați văzut ce atacuri am avut? Chiar dacă nu l-am prins, dar data asta îi dau eu în țepătură acum. Profesionist așa. Să vedem dacă... Teoria merge cu practica. Ia. Deci jucăm. Nu-i atac. Mergem liniar. Face gâț la anumită viteză. Le încearcă băieții ăștia. Ia uite ce le încearcă. Iar m-au păcălit. M-au păcălit iar. Păi nu, cu ocazia asta mai stau și eu jos, mă odinesc. Stau și eu jos, mai mă odinesc. Uite că zboară și gâze naturale pe aici. Nu crede lumea că dăm aiurea nu-i la musc. Deci el mănâncă și naturale, nu mănâncă el pe ale noastre. Ia uite-l, bă, ce sare, mă. Da. Încă mai la artificiale? Ia uitați pe domnul Teo aici. Vedeți cum se ia peștele? Ați da, ia uite ce e papa aici, e negru. De pește aici. Mănâncă numai artificiale. Nu mânca el săracul, da. Trebuie să-i măresc eu viteza, ca să pot să prind și eu unul, ca altfel. Da, nu mai muscă trebuie să ai la... Muscă și atât. Cum? Nici mai pun muște, dar numai cu naila. Cu naila. Da, depinde de stiluri acum. Vedeți ce frumos? Cum? A scăpat? Nu a luat ca lumea musca. Gata, domnule, ia. Frumos, domnule, păi la... Cum joacă, acum e și păcat să nu... bagi o muscă. Ia uite, wow, a necat buldo cu totul, fiate. Ia uite, alu, unde te duci, băi, gigele? A necat buldo cu totul. Nu, nu ne-am încurcat. Credeți că ne-am încurcat? Nu, trag așa cum sunt buia, unul în dreapta și unul în stânga. Deci cum sunt buie așa de la CAP-ul. Unul în dreapta și unul în stânga. Ia să vedem. Ia uite, moha mă ce a sărit ăsta. Luce, ce a luat musca cu totul, frate. Parcă știe că îl dăm la televizor. Da? Ia uite. Ce frumusețe aici așa. La goleș pătalus. Upa, asta verde îți place? Bravo, tata, bravo. Hai să mai dăm și la frații tăi, că le-i foame și la băieții ăștia. Fac frumos, papă. Ia mă să vedem unul care e mai viui. Care ia muscală. Puțin să dea din aripi, puțin așa ia. Ia uite-i. Mamă, puțin. Puțin a dat din aripi, n-a dat mult. Numai să-i fenteze așa. Ia uite aici, stil frumos de pescuit. Pe 2 noiembrie. 2 noiembrie, 2 odată. S-a însurat dintilă. El s-a însurat. Se tot pescuiește aici când mănâncă peștele. Uite, știu, mai că ești mic. E unul mic, i-a dat drumul, ia să vedem. Ce mă, să învățăm băieții să prindă pește la muscă. Să umple găleata de 5 kg, ia să vedem. Că mai mult n-ai voie. Hai să vedem cum îi fentăm, ia. Una scurtă, două scurte, să-l vedem cum atac. Intrăm în banc.
fentă la banc. Mamă, direct. Dar știi că nu se prind șmecherii că e... Ai văzut? Nu se prind că e artificială. Dar trebuie să o miști așa, fentos, o leacă și pe aia să știi. Și aștept că să nu-ți apă singur. Nu trebuie să înveți multă carte. Vrei să pleci? Auziți? Domnul tău? Sunteți cu el cu mașina? Cu băiatul ăla, că vrea să pleci niște, să nu se ia la plăștă. Vrei să mergi cu el înapoi? Păi dacă vrei să mai rămâne, rămâne, să mă duc cu el. Mă, dacă vrei, nu e nicio problemă. E grav, că oricum eu deși mă duc cu el la plăștă. Bine, cum vrei tu, n-am nicio treabă. Rămân ca, uite, acum mănâncă bine, că până acum... Așa e, acum mănâncă bine. Mai punem și noi 2-3 la poștă. Ia uite-l. Firul întins după ce atacă. Ia obletele. Păi e păcat să plece acum. E păcat să plece acum când trage peștele. Nu mai vreo urgență așa să nască nevasta, dar altfel. Să mai pleci de aici. Am plecat, să trăiți. Să trăiți? Să trăiți. Mai în apă, nu? Nu, nu. Eu am cu... Tocmai o dăs, făceam alea. Intrăm în zona lor, un atac puternic. Și un atac la muscă udă. Mamă, ăla a fost ștuc. Ați dat cu pietrăuie, ați dat cu pietrăuie, domnul tău. Deci ați dat cu o pietrăină. Da, cum trage obletele la noi. Mai mare plăcere. Vedeți? Mai mare plăcere. Dai la muscă de oblete. Da, e frumos, sunt mari. Sunt mari. Da. Acolo unde le place la verde. Păi nu vedeți? Ia uite. Nu, nu. Ah, vârful verde, că-l vedeți. Credeam că musca verde. Da, 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 da. Da, e rupere. Nu mai poți să țin găleata. Iată. La musculița verde. Ia. Musculița verde. Hop, 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 hop. Mai pierdeau vremea pe la Basco cu trei mărunțișuri. Ce să faci, mă? Cu trei mărunțișuri. Uite aici. A, uite. Pescuit ca în filme, ca pe Amazon. Da. Pescuit ca pe Amazon. Nici nu zici că ești la barge și la pescuit. Avem, adevărul e că avem și pește, dar aia să comportă așa bine. Da, da. Altfel nu ar mânca. Ia uite granița cu păsări, vei? Cum ne ține la respect. Deci avem și pește aici în România destul de mult. Da. Ia uite, ce s-o omoară cu boldo. I-ai luat musca, te-ai terminat. Super atacuri. Aoleo, singura dată când am aratat. Singura dată când am aratat, dar am avut multe atacuri. Ia să vedem. Nu poți să joci tu musca liniștit. Că vin băieții la acțiune. Și sunt mulți interesați, iadem. Ia uite. Ia uite. Deci sunt mulți interesați de așa ceva. Cred că majoritatea. Pește la secundă. Proaspăt și cu omega 3. S-a îndrăgostit băieții aia de filmări pe YouTube.
Și după ce le-am scos, mi-am zis, domne, ce s-a întâmplat cu filmările? Domne, s-a întâmplat o chestie, că mai trebuie să le pun și apă abonament, aia trebuie să s-a întâmplat. Cum plătești după asta? Ah, sunt cheltuieli cu... Plătesc 1.700.000 spațiul la 6 luni. O dată, dar dacă le pun filmele, la 200 de filme îmi iau 1 milioane pe an. Și dacă pun 1.000, vă dați seama că vreau să ajung să pun 1.000. Și o să-l bag pe abonament, știți. Am făcut și un sondaj. 5 au zis că 10 euro pe an nu e mult. Unul a zis că e mult, altul a zis că nu interesează. Nici pe mine nu mă interesează, dar uite cum iau eu peștele și alții cumpără de la metro. Uite așa. Să vezi ce mă distrez eu pe dânsul muștele și pe alții să nu intereseze. Și pe mine nu mă interesează ce pune Intigaie. Pe mine mă interesează ce pun eu dacă sunt priceput. Și dacă vrea să uite bine, dacă nu. La străin, ca să vezi un film, te costă 20 de dolari. Ai luat caseta, ai văzut filmul, gata, ai dat bani. Dar să vadă el un an de zile 1000 de filme cu 10 euro și spuse la virgulă și ce muscă și ce dată și ce locație și da, toate așa mor în gură. Cine vrea să accesează, cine nu, nu se abonează. Da. Da, păi cu camera, da. Cu camera facem minunile acestea. Ca să putem să dăm și noi la băieți, să vadă băieți că mănâncă pește la muscă. Altfel nu te crede până noi. Bă, ăștia oricum n-au nicio treabă, ăștia sunt buhaiele, numai stau pe aceea așa, să pierdă vreme. Nu. Păi sunt gardieni? Păi pentru ei, ăsta cu parașută, nu e nicio parte, e inovație, e schietrie. Ia uitați ce frumos are. Mamă, ce atacuri frumoase. Ce atacuri frumoase aici la musc. N-ai mai pomenit. De ce ne mai pomeni pe 2 noiembrie aici? Auziți, și e păcat să nu vezi, să stai cu o parașută. Nu e păcat? Să simți și... Să le spun lor, da. Da. Trebuie să le spun. Gardienii vin, gardienii trec, fără la bască, nici acum. Da. Stai și tu, spun, se parașutează. Așa îl faci, mă, o strâmbă ușor, vin de tot. Uite o cameră pe ce pornită. Hai să mai admirăm malul, să vedem fiecare care cum se percepe, cu ce dă. Da. Idee bună. Trebuie să-i întoarcem și pe ei la cunoștințe, la... Înveți ceva în... Că alea oricum nu te ajută. Mai rău te îngroapă. Pescuitul ăsta ilegal. Că dacă vrea unul să-ți facă bucata, a scăpat la mână. Aveți cărligele mici? Cred că. Să poate așa. Da, aveți cărligele mici? Ia uite. Ce înseamnă cârligul sasame. Opa! Ia uite, bă, frate, unde te duci, măi, Gigi, măi? Stai, mă, să te vadă băieții, măi. Nu, băieții, să te vadă băieții. Așa tătec, așa tătec, ia uite. Muscă roșie, da? La roșu, ai văzut. Foarte bine, ne bucurăm. Da. De acord. Hai să mai facem o lansare. O să fac o filmare așa lungă să vadă băieții cum se sare peștele aici la musculeță. Ia uite-l. Ia uite-l cum sare la musculeță. Mulță picioarele aici. Facem filmare lungă. Știți care e treaba? Să reglez eu camera asta, să fac eu filmare lungă. Una și bună. Trebuie să iau eu loc aici, că dacă nu iau loc... Mai regla, mă.
activitate aici. Așa voi. Hai? Da, da. Păi cum? Păi ale mele sunt noi, de-aia dau randament. Cum? Astea ale mele sunt noi, de-aia dau randament. Da, nu, dacă nu mai înseapă, trebuie să le schimbați. Îl simt greu în ăsta și apoi aruncă în sus. Da. Așa este. Eu m-am așezat aici frumos, omenește. Și să începem jucăria. Peștele. Așa, domnule, am lansat. Cu vârful jos. Dar nu spune să le pe apă. Ia să vedem. Da, filmează de mult. Ia. Ia să vedem. Da, uite că i-am radat. Ia uite ce e aici așa. Ăștia i-a speriat, nu? Uite unde a căzut, buldo s-a făcut călăgia. Cercul. E așa. Tentație, hai să o încerc și pe asta. O cât de mai atipic, cât de mai deosebit. Da. Să o fie lăcomia asta lor de răpituri. Stau rău aici, mi-am băgat seama. Da, sunteți pe linie. Dați-vă după mine, că s-au dus încolo. Păi s-a mutat în stânga. Da, da, păi urmăriți unde nu mai joacă, vă băgați dreapta, în stânga. Dreapta e pustiu. Stânga e, aici. Eu m-am pus pe jumătate aici. Opa, prindeți-l și pe ăsta. Du-te, 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 du-te. Așa, tată, ia să-i vedem cum joacă. Cercă să le mai dăm o muscă, să-i hrăni și pui. Cum se zice. Au venit păsările, nu mai au ce să mănânce. Ia uite ce atacuri frumoase la muscă aici, așa. 2 noiembrie, 2 noiembrie. Bun, tată. Uite și la... Hai să vedeți la domnul Teo aici. Așa. Așa că să vedem și aici la captură, la Gabriel, ce se întâmplă. Opa, așa, uite bă, rupe-mi finul ăsta, bă. Rupe-mi finul. Ce credeți, în America se pescuiește în stilul ăsta? Nu știu. N-ați auzit nimic? Chiar nu mă preocupă. Oamenii mă preocupă în mod direct. Păi și acolo ai. Știți că a venit un băiat care era din America, de aici la noi la Viban. La Twistere. E, nu, da. Chiar dacă sunt ei în America, nu putem să comunicăm cu ei. Să învățăm și pe ei ceva frumos. Poate duc și ei lipsă de... Să nu s-apuce de parașute, nu-l altceva. Păi învățăm aici la Buldo. Păi dacă ei nu știu la Buldo, uite aici. Știu ei la Buldo. De fapt, stați că francezii de-aia au inventat Buldo. Ia uite. Buldo l-a inventat francezii, da. Mare lucru n-am să-i inventat. Numai le-am perfecționat. Poate sportul ăsta aerien. Parașutele, oricum, nici ce sens sunt la noi. A, uitați pe 2 noiembrie. Nouă ce dracu ne mai rămâne, nu? Păi și nouă ce ne mai rămâne? Nu mai rămâne nimic. Din gârlă cu perdelele, nu? Perdeaua. Și coșul ăla de richită. Sportul național. Richită ăla vechiu. Ăla e al nostru. Nu, păi da. Trebuie să-l brevetăm. Nu știu ce mai pauperi, nici chinezii nu alargă. Nu știu aia chinezii. Dau de la Mamaia și hai repede la Merișan pe vadul vechi să... Da. Mai dăm și noi cât. Dar v-am doi bățul. Dacă nu ne umplem de glorie, măcar de
penibil să ne umple, nu? Da, ia uite, mă, mamă, ce drill. Păi nu, dar e ceva incredibil, n-am văzut așa oblezi. Ce luptători sunt. N-am văzut, nu mai iese buldul de asta. De mare ce, nu mai iese buldul de jos. Eu nu înțeleg cât de adevărat e pescuitul ăsta, ia uite. Să trag el de un băz de 200. Ori mi s-a blocat mie firul pe aici cumva. Nu e mare ăsta, mă, cât are, mă, 300 de grame. Ia uite, domnule, pe cât camera? Uite, domnule, pe muscă. Cât camera? Vezi, cineva zice că exagerez. Că am zis că din 20 de bucăți fac kilogram. Pe vremuri, la Vâlcele, la Podul 2. Da. Nu știe, am... Au 50 de grame? Da, eu am făcut în 44. Am 21-22 de centimetri. Am făcut eu socoteala odată de... și am numărat din 44 mie și mie, dar am tot așa de mare. Am și din 90, îți imaginezi ce mă ajuns. Da. Ia uite, aoleu, ce drill adevărat. Filmarea s-o pun pe prima pagină a site-ului. Cât de mare erau, la 90 de bucăți pe gram? Da, mamă, ce atacuri frumos, ia să mai dau o dată. Am spațiu să pun pe prima pagină acolo. Să vadă băieții adevărăciune aici. Ce pierdei dacă nu s-a apucat de muscărit. Ia. Și am venit la ora 15. Și mi-e drag să îi păcălesc cu ăștia. Ia uite. Aoleo, două atacuri am avut. Ia uite. Aoleo, trei. Ia. Dar știi cum se simte în ea? Și odată scapă, da. Stai că mai avem timp, văd că sunt băieți activi. Sunt activi băieți. Da, ați văzut ce dă în ea, sare în sus? N-am văzut așa ceva. Deci eu am zis să reglez camera către el și cred că e pe la fund. Nu. Ia uite. Dar ne-am conjurat pește. Ia uite asta. Ia uite, domne. Ce atacă în filme. Uite cum face bățul la mifine. La mifine cum face bățul. Oh, bălu, fratele meu. Rupe mulineta, mă. Mă lăsați-mi și mie o cum asta. Mă lăsați-mi și mie o cum asta. Îl vedeți? El este obletele de udeni. Și la sfârșitul filmării să vă arăt așa o mică captură. Păi să le arătăm și ce a prins la găleată, ca să vadă oamenii. De la ora 15. O, e găletușă, da, nu știu cât are asta. Dar e prima dată când am luat numai bucăți mari. O găleată, am prins-o de macro. Ia uite, mamă, dar cum dă în ea. Păi mâine nu sunt iar aici. Cu voia domnului. Păi eu cred că ăia ne le-a, păsările ne le-a băgat în coa. Au masat frumos în coa. Deci în față avem păsările care i-au gonit în coa și noi le dăm să mănânce ce altceva. Ia uite. Moa. Ia uite cum sare, cum atacă. E frumos puțin în orat, nu ne deranjează, temperaturile vor crește. Azi e 2 noiembrie. Foarte adevărat pescuit, am pescuit eu vara așa ceva, dar păi. Și așa marca acum. A avut dreptate cine a zis că noiembrie mănâncă peștele ca lume? De ce nu am concediu? Serios? Deci asta ce e... Ei știu că acum intră în iarnă și da, e nebunia. În octombrie venea la serviciu. Deci asta e cea mai... Și plecam. Da. Și până întuneca era în și clanul avea, știți cum ia muștele cu tot. Știți ce de lungă ziua? Da. Ia uite, păi ce să-i mai faci lui ăsta, că am mâncat musca de tot? 3 săptămâni de concediu. Ia uite. Eu trag cu toată forța. 5, 6, 7, 10 noiembrie, cam așa. Da, deci... De când pescuiesc eu de 20 de ani, n-am mai văzut așa. Pescuit adevărat. Ia uite. Numai oblet. La Golești, la Udeni. Cum să nu dai?
frumos la musc. O linie cu musculițe, bățul puțin mai dur și ăla-i. Și mai moale puțin, dar nu prea moale. Dai pe apă, vârful jos, dau și cu fir textil de 0.17 principal și pe salbă de 14. Apa, au scăpat băieții, nu-i problemă. Nu-i problemă, le punem muștile la joc să dea din aripă. Să dea din aripă, Ian. Chiar dacă nu am prins acum niciunul, veți vedea ce va urma. Distracție de distracție. Uite. Un te duci, aoleu, mi-a dat pe capul peste cap. Așa de mari sunt. Deci așa de mari sunt, fii atent. Nu mai m-am luptat. Nu mă așteptam să trag așa bine. Chiar mă gândeam, bă, să mai vin pentru 2 ore. Uite, se duce de valea, a scăpat în cârlii. Nu e problemă. Ziceam să mai vin, dar uite, a fost... binevenire. Că așa partide. Aha, haideți că ați dat-o pe mine acum, ia vedeți. Ați dat-o pe mine, ia trageți. Da, da, ia trageți. Gata, s-a despărțit. Fiecare pe drumul ei. Eu am zis că e fulg de pescăruș. Am mai văzut așa albă în apă. Da. Am uitat că altul e... A, se dau din nou, că ei se... Să... Da, 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 da. Se filmează, da. Vedem pe domnul Teo aici. Așa, ia uitați ce frumos, se distrează din lui. Frumos. E puțin înorat. Este spre seară, nu știu cât este ora. Dar fac o filmare mai lungă, ca să o pun eu pe prima pagină. Că prea frumos a tras. Așa. Am lansat. Face filmarea cât îl vedem că e activ. Nu mai activ că nu o să mai continuă. Trebuie să dați mai în stânga după aia. Vreau să prind amândouă, ca să ai la fiecare lansare. Aaa. Să ai continuitate, nu? Uite, a, da, păi da, dar ia uite. Ce continuitate au atacat doi odată la mine. Da, da, și pe partea alta al Boldo. A apărut. A apărut și ăștia la mine, doi care sunt verișori. Nu mai fac față, ia uite ce e aici. Ia uite, bă, s-a umplut găleata, bă. Și că la pomlă o dat să nu te duci cu sacul. Cu găleata mai merge. Cu doi saci. Cu doi saci. Ia uite, băi, frate, bă, nu mai fac. Nu mai fac față, bă, ia uite, al doilea. Cine da. Hai, da, care și cu domnul care ține acolo. Auzi? Cu plus domnul care ține acolo. Plus altă haită. Plus altă haită. Vin acum băieții, vesel. Am numărul. Vin numărul. Cred că Benevol mai lasă câte unul așa de sacrificiu. Mai lasă mai și pentru nenea ăla. Mai prinde câte unul. Când ne-a protejat. Ia uite, da, frumoase atacuri, n-am ce zici. Când am plecat, dau carcala aceea iama în noi. Da, păi, nu m-a așteptat unii într-o seară să plec. Ia uite. Și Edrin, măcar să ne distrăm și noi, cât ține lumina. Da, da, da. Cât ține lumina, hai. Cât ne... Vânează alții. Vânează alții. Cel puțin nu vânează în zona noastră acum, la ora asta. Noi vânăm singuri aici. Pescărușii din față și noi din spate, deci. Toate până aici, până la locul de pescuit. Nu, no, păi le spui. Am numărul de la poliție de la Călniști. Da, să înveți. Ia uite ce frumos să trag la muscă. Te dat mai în larg încolo. Bă, nu e greu învățarea asta. Vine și învăț eu. Nu e dream. Nu e greu de învățat să dai la muscă.
ce? E o linie de muște care dai 150.000 și aia e. E prea corect ca să plată, știi? Și aia e nici distras și nu-ți face nici dosar penal și uite așa. Da, ești un spirit de frondă. Și stai liniștit și tu cu alea pescuiești, nu te doare cap. Uite, mai păcălești câte o reptilă de ăsta, a? Plăcut așa, aolă, poliția, procuratura, dosar penal că ai făcut braconași. Ia uite, și dacă vă arăt câte am eu la găleată, oricum o să vă arăt la sfârșit. Se vede ce frumos e pescuitul la musc. Și productiv. Numai să nu de peste găleată. Dacă depinde de găleată. Oricum am venit la ora 15, spune la ce oră este. Ia uite, ce să mai spui, mă, că mi-a mâncat muscul ăsta de tot. Deci nu, aici dacă stai pe lângă ăștia cu muște și sunt meseriași, te îmbolnăvești. Le-am spus lui să-și ia algo calmine ceva. Da, insistent și ăla. Insistent și ăla. Deci pește la minut. Ați văzut, da? Așa, ce înseamnă o muscă în ziua de azi? Toată comoara și investiția în muște. Ca să vedeți, băi, ce înseamnă o muscă. Nu că le-aș face eu. Nu că le-aș face eu, poate să le facă oricine, că când eu îmbătrâne, eu tot trebuie să le facă cineva, să fie și meseriaș, că eu îmbătrânesc și mor și plec la Domnul, dar nu trebuie să facă ei. Pentru ei, până la urmă. Noi dacă le punem așa, pe tapet, niște chestii care, până la urmă, sunt tot de la Dumnezeu și astea, și informații tot pentru ei. Da. Să trăiești astea pe propria piele. Dar vedeți că se apropie și ăștia? S-au apropiat și vânătorii din partea cealaltă, pescărușii. Că ei n-au ce să mănânce, au alergat pește și toți peștii sunt la noi aici. E un mare avantaj, să știți, ca peștele să stea tot și să dai ca în crescătorie. Cam așa dăm noi, eu cu domnul Teo, acum dăm ca în crescătorie. Cât mai ține lumina acum? Vreau să merg mine la Pantești. Da? La Bogdan Costrăval. La băieții ăștia? A, nu la Cristi. Nu la băiatul ăsta, la Cristi. Permit, nu mai plec acasă? Nu mai plec, fac filmare la băieți? E, păi știi că s-a inventat pietroaili? E, sunt de pietroi. Și e și înregistrat pe cameră, fii atent. Și că dă un pietroi, așa e la țară, să mai vorbește așa mai. Mai cu umor așa de mai. Cu două înțelesuri. Ia mă, să vedem dacă mai păcălim noi un... Că prea frumos s-au comportat până la ora asta. Da, dar uite, zburarea aici. Deci n-am nicio treabă. Da, olo, ce-a scăpat ăsta, da, da, tare în ea. Și ăsta, mamă. Și ăsta. Da, i-am dat eu înțepătura, că-mi sunt firul întins. Deci n-am nicio treabă. Dar sunt calici și văd că ia și muștele mari, deci nu e nicio problemă. Iar vă mutați? A, păi vin cu noile astea. Aveți grijă. Da, da. Am răpădit mizeria deja. Da, da, nu e bine. Dați-vă încoace. Că și ei o să simtă. Cum? Mai e de trai, nu mai e de trai. Nu. Păi da, ieri a fost urât de tot. Au venit la mizerie aici. Mai dăm și noi cât. Putem între mizerile astea, dar uite. Poți să faci față. Uite drill-uri aici. Uite drill-uri aici. Frumos de tot. Frumos, ne distrăm de minune. Musculițele fac treabă. Nu avem probleme. Numai puțină mizerie a venit, dar o să mai dăm noi până se instaurează ea mai bine aici. Să mai vedem puțină distracție. Ia. Cum? Nu. Vorbesc cu un băiat și dacă e băiatul să... Trebuie să-i duc un stick cu niște filmări.
Că ziua e ocupat și n-am decât noapte să le duc. Și să vedem pe unde îl găsesc. Păi da. Sunteți cu mașină? A, nu. Trebuie să-i duc lui niște filmări pe stick și să mi le pună pe site, că lucrez la site. Să-mi câștig existența cu site-ul și uite și filmarea asta va merge, dar azi nu pot să-i duc, că n-am ăsta de descărcat. Ia uitați. Știți că eu promovez pescuitul ăsta până la urmă. Și trebuie să lucrez. Au mai intervenit concurența neloială, toate chestiile astea care... Braconajul, comercianții bagă parașute, vând parașute la greu, nu se sesizează nimeni, ci că ce ai infracțiune, polițiștii dau la parașută, nu toți, dar Doamne ferește să nu se apuce toți. Și promovăm și noi pescuitul ăsta frumos și cine dă de site să se apuce de muscărit. Nu dă lucruri ilegale de aici, că îl vede Domnul și îl judec. Mulți au impresia că judecata e în partea altă, fără să-și dea seama că îl calcă trenul imediat în lumea asta. După câte am citit, judecata e aici, pe pământ. Aia finală e acolo, nu-i problemă. Ia uite ce frumusețe de pește. Să mai dăm până vină... Mocilește, safarină, să face frumusețe. Da, păi e gunoile astea, sunt aici. Vedeți? Și domnul v-a dat acum. E frumos de venit, mai sunt zile frumoase, e frumos de venit aici la o partidă. Simți că, ia uite, simți că pescuiești, domnule. Camera mai merge? Da, merge continuu. Că am spațiu să o pun pe prima pagină, să vadă om. Cam cum are loc o partidă pescuit și cum, ce se prinde. Mai am un băiat în America, ca să vedeți cum lucrează Dumnezeu. Vede filmările, el e român, dar al nostru plecat în 91. Mulțumim frumos, o seară bună! El e din 91 stabilit în America. A văzut filmările, i-a mulțumit, tot felicitări. Și el a rămas surprins puțin că le-am scos acum. Dar i-am spus cum stă treaba. Asta cine a zis? Tot ăla cu bolovanul sau ăla? Nu, tot ăla cu bolovanul, v-am zis, că e de moment, el nu știe. Nu știe ce spune. Și ca să-mi facă cadou două bețe din unul de 3,90 m, unul de 4,20 m. Aia de meci. De șefie. Da. Și... Asta e standard. 3,60 m, 3,90 m, 4,20. Și pe banii lui și pe cheltuielul lui. Să vină, așa zic, că... Să vină până în sărbători. Cum? Păi nu, deja acum s-a schimbat treaba, s-au mutat și ei. S-au mutat și ei. Deci trebuie să țineți cont și de lucrurile acestea. Au venit niște mizerii aici. Nu, cred că au oprit apa și peștii mai joacă, dar joacă printre ele. E mai greu de dat acum. Mai greu adică imposibil. Noi o să mai facem lansări. Ați văzut ce frumos a atras, am găsit o locație printre gunoaie pe aici. Ia să vedem dacă vede el muscă și pe acolo. Oricum, eu m-am distrat suficient. O să mai dăm așa la... Prea frumos, da, să se întâmple lucrurile astea. Nu, că o să mai tragă. Am să zic... Deci ați văzut ce frumos este pescuitul la muscă artificială. Face seară. Hai să vedem și de la ora 3 cât este ceasul. De la ora 15, 3 după masă. Este ora 17 și 8 minute, deci în 2 ore de pescuit. Să vedeți ce se poate cuprinde cu muscă artificială. Aoleu, că-l poți să ridic găleata. Deci cam așa ceva s-a prins. Cam așa ceva s-a prins. Nu e 3 sferturi, dar
Are 3 kg lejer. 3 kg în 2 ore, asta spune ceva, nu? Din oi 3, uite că n-am cântarul. Data viitoare să ieși cântarul. Deci, ați văzut, da? Cum stă treaba aici. Nu e mare lucru, dar să aveți musculise și să fiți unde trebuie. Asta urmăriți pe site, să le punem, actualizăm la zi. Vă doresc multă sănătate și fire întins pe 2011. Ia. Așa. Puneți și post așa. Haideți și la domnul... La domnul Teo. Ia uitați ce frumos. Crocodili, domnul Teo. Așa. Aligatori. Și sunt și alți vânători pe aici. Noi o să încheiem partida, mai stăm puțin. Că e suficient de pescuit în 2 ore la muscă. Mai trebuie și curățat, da. Se face cu bătut ou cu făină, se depune el și se pune la cuptor. Nemaipomenit. Rețetele o să le găsiți pe site, video. Numai bine.